Hai să am sus și tare, intră și în Parlament. Dar dacă s-a opus, a vrut să fie prim-ministru. Nu trebuie să o susțin. Și așa mai departe. Dar e singură susținere. Vedeți, a de Dodon la online. Și a de Dodon la online. Și cu ce legătură are Năstase cu Dodon, domnule respectiv? E, dar păi eu am avut. Ce-o avut? Eu auzi. El a avut. Dați-mi pașii. Dodon a venit la protestul lui, domnule. Vreau să nu ești în vreo. Eu vreau să vă mai spun. Nu mai e. Eu îl cunosc. Năstase s-a dus la protest. Unde s-a dus la protestul, domnule? Uniunea Națională. Nu vine că a fost, sâmbătă a fost concert și-o zis. Dacă noi vrem să facem drumul și pe frate lui, mai bine decât toți cei prezentați. Dacă ai fost Vasile Năstase procuror general, ce era? Și cine e dijenă? Nu era nimic, cred eu. După cum eu s-a arătat la Ministerul de Interne, nu era nimic. Cum nimeni? Cineva, dacă nu s-a făcut ceva, cineva e dijenă. Eu am văzut ce a făcut Andrei Năstase la Ministerul de Interne. Ce-a făcut, și-ar fi putut face Vasile? Vasile Năstase, procuror general. Dar de ce nu s-a dus? Dacă e mine, mă interesează. Nu știu, poate nu se încadrează, n-are instituția juridică. Iată pe mine o problemă. Dar de ce nu Vasile Năstase, nu Andrei Năstase s-a dus la Procuratura Generală? Iată, asta e pentru mine. Dacă se duce la ca procuror general, atunci eu... Vă spun de ce. Pentru că era ceva urgent. La Ministerul de Interne trebuie să fie ceva urgent. Băi, auzi, domnul Constantin, când ești specialist, când ai fost procuror, când ești avocat, tu trebuie să știi care e importanța Ministerului de Interne. De ce? Pentru că Ministerul de Interne, ministru, tu ești membru guvernului, ești unul din mai mulți. Și guvernul ăsta poate să ducă oricând. Tu mâine ești, tu devineai deputat, rămâneai în Parlament și erai cât încă 2 ani. Nu, asta l-a interesat pe dânsul să fii, să rămâni deputat în Parlament. Lasă, nu mai spune. Tu vorbim de partid, vorbim de cetățeni, vorbim de țară, tu ești politician. Tu te-ai dus, dar dacă te duceai la procuratură, te duceai pe 7 ani, sau pe 5. Nu, asta l-a interesat. Dar nu e problema de tine. Tu nu e. Stai. Cine nu e? Nu, era așa e mandat, așa e legea. Așa e legea. El dacă era, se duce la concurs. Dacă se duce la concurs. Da, se duce la concurs. Pe partidul și Maia Sandu îl susțin eu. El trecea. Dodon nu putea să împotrivească. Eu cred că Andrei Năstase ar fi trecut la funcție de procuror general. Și iată, era așa, asta în locul Stoianoglu, poate. Bun, acum să spun ceva. Sau Vasile, măcar. Bun, asta în mod ideal. Da. Dar atunci era o situație concretă și atunci concret trebuie să fie înscris cineva. În asta își constă, eu te-am înțeles, în asta își constă abilitățile de polițian să reacționezi la momentul respectiv. Odată te-ai prins că ai reacționat necorect și te-ai dus. Uitați, și atunci prioritatea era să găsească la IGP cineva. Să găsească nu era interne cineva. Cea mai importantă era procuratura atunci. Și atunci amu este. Dar Maia Sandu nu se sune pe Andrei Năstase, nu asta e problema. Nu, eu cred că Andrei Năstase, dacă se duce la procuratura generală, el avea să reușească și avea și șans procuror general, poate. Nu cred. Dacă și aduna echipă normal. Și vrut Vasile Năstase să fie procuror. Să fie la procuratura, atunci nu are instituții, nu are juridice. Nu cred că de Dodon să-i dat voie în concurs. Mă tem că da, el e jurnalist. Jurnalist, nu știu. Nu, nu, deci Vasile Năstase la interne... Și ăsta care e agronom, care e, cum îi spune... Slusar, iată, slusar, dacă se duce, era mai mult mai reușit. La interne, da. Acela avea să fac față. Bun, și acum n-ar face față? Eu, acum da, dar văd că este alt mic, antrezăiat. Nu o să-l invite nimic. Păi nu o să-l invite, da, nu o să-l invite. Pentru că voi, partidul ăsta, da, s-a opus deschis pasului. Invers a fost. Nu. Partidul da a susținut pasul. Pasul da. Las că am văzut eu în campanie. Nu mai este. Nu. Nu tot partidul s-a opus pasul. Nu. Mă rog, nu tot, de acord. El e, da, el oameni de nu mai conducerea partidului. Maia Sandu, că nu s-a consultat cu Andrei Năstase. Nu s-a consultat cu nimic, nu numai. Ce poate să asta eu? Aici ați mai mult de... Eu nu și-a dat demisie, ea și-a asumat răspundere pentru un proiect de legi. Da. Și-a fost destituită. Ești e că n-a streacă. Maia Sandu. A fost și aceea o greșeală, eu consider. Nu o greșeală. Faptul că nu... Maia Sandu a știut precis că s-a consultat cu Năstase, tot a fost o greșeală.
națională cu partenerii. Adu. Băi, eu încă o dată spun, în politică nu se discută despre ce și-a fost, gata. Sau despre ce ar fi putut să fie, ipoteze, variante, de-a mai târziu. Faci, dacă ești în stare, analizează greșelile, dacă ești în stare și așa mai departe, fă concluzii și mergi înainte. Dar dacă... Dacă nu se rezolvă întrebările la ziua de astăzi. Asta de-a mă lasă. Încă mai este. Cine ar trebui să fie procuror general? Dacă dumneavoastră vă faceți adjunct, cine eu aș putea fi, Gligor ar fi procuror general. Eu m-aș duce să lucrez cu Gligor. Eu, până când am fost, sunt de acord aproape în tot ce a spus Gligor pe la televizoare, pe proiectele care le-am citit așa fugitiv, nu pe adică. Dar mie îmi place de el și el, dacă ar să aduce procuror general, eu m-aș duce și aș propune eu să lucrez cu dânsul. În orice funcție. Nu adjunct. Domnul Rotaru, dar de ce nu Teodor Cârnaț? Nu era. De ce nu Teodor Cârnaț și de ce nu Crivincea? Nu, ne, Doamne ferește. Nu, deci Crivincea nu. A să vorbești despre asta când a să ajungi la timpul respectiv. Teodor Cârnaț, de ce nu? Doamne ferește. Ferește, da? Da, Doamne ferește. Și ăsta la altă, Grăbincea, care este unul din susținătorii fostului regim și activ și așa. El e un comunist, printre altele tot. Cârnaț a fost în Consiliul Superior al Magistraturii. Grăbincea e cumnatul lui Litvinenko. Ei, asta eu nu știu. Tu știi. Și știi dacă e cumnat. Asta vedem, dacă Grăbincea să ajungă procuror general, nu dai Dumnezeu. Eu o să văd atunci așa și. Cine cu cine e cumnat? Grăbincea cu Litvinenko. Cine ar trebui să fie procuror general? Habar n-am. Nici nu știu cine-s califică, nici nu știu ce-i capabil. Asta e o problemă foarte importantă. Cine o să fie procuror general e foarte important problemă din Republica Moldova. Pas, cine vrea să-l pune? Nu știu. Pas pe vrea pe Grăbincea. Deocamdată vrea să-l dea jos pe Stoianoglu. Poate chiar o Alesia Stamate. Să-i eliberează locul pentru a. În primul rând trebuie să-i eliberează locul. Da. Păi te gândești în viitor, cine dai jos? Cine ei trebuie să numească o persoană care cunoaște sistemul. Eu nu știu pe cine o să numească avocat al poporului, pe cine o să numească la CEC. Da. La CEC, Comisia Electorală Centrală. Da. Iată, în Curtea Constituțională. Și CEC-ul și avocatul. Trecut termenii. Auzi? Trecut termenii, ca să ocupe de alte alegeri. Însemnătatea CEC-ului, avocatului poporului. Mai sunt niște legi. Este cum, ce, undeva 10% din importanța funcției de procuror general. Cum adică? Sunt neînsemnate față de funcția procurorului general. Mai sunt funcții, că este curtea. Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, al Judecătorilor. Consiliul Superior trebuie de scos din Constituție, eliminat, lichidat. Să faci colegiul sau Consiliul Procuraturii Generale ca organ consultativ pe lângă Procurorul General. Generale, nu superior. Adică nu... Superior ce înseamnă? Cine intră acolo? În general, în Europa civilizată, Procuratura este subordonată guvernului. Ministrul Justiției de obicei. Primul ministru. Nu e ca la noi aici. Și ce-ar fi dacă prim-ministru ar numi procurorul? Ar fi... Iată, de exemplu, în Spania. Procurorul General este numit de rege. Poate numi, dar acolo e legal. Și justiția se efectuează de la numele regiului și poporului. Acolo poate fi o formalitate, dar să-mi propună cineva acolo și el mai desemnează. Propune de obicei, iată, unde am auzit eu? Pare mi se în Grecia sau în Spania, zic că procurorul general se numește de președinte cu sfatul guvernului, cu sfatul guvernului. Păi e la propunerea guvernului. Da, păi e un fel de propunere, dar președintele poate să zic, păi, nu ține cont de sfatul. Nu ține sfat, da, poate nu ține cont. Ca și ministrul justiției, știi că cândva ăsta, Băsescu l-a numit pe domnul Achiove și procuror general și Consiliul Superior al Magistraturii a fost împotrivă. Așa. Și el nu a ignorat... Da. Toate... povesti. Da. Povestea ordine. Cum ai făcut ordine? Dar vreau să spuneți cine? Cum e mângarea? Eu vreau să fie ordine. Deci în față de procurator, cum e mângarea? Cum e mângarea? Eu sunt de acord. Nu, dar pe nu s-a pus la la ei las că asta nu pe și el. Pe mus nu pe și el pus. Cum e mângarea? Cum ați vrut să fie? Că și nu i-a pus pe și care trebuie. Ei care are părere?